și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădejdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamnește, 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 vrea să ții de stăpâne binecuvintează. Hristos, adevărat, Dumnezeul nostru, pentru că cei preacurate Maicii Sale, cu ale Sfinților Său, cu ale cinstitului slăvitului proroc înainte mergătorului și botezătorului Ioan, cu ale Sfinților slăviților și Cuvântului Oraților Apostol, cu ale celor între Sfinți, Părintelui nostru, Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, cu rugăciunile cuviosului Părintelui nostru Dimitrie Basarabov, cu ale Sfântului Mucenic Nestor și ale Sfântului Nestor Fronicaru, a căror pomenirilor săvârșim. Cu ale Sfinților Ierarhi, Ioan Maximovici, Glichiere Mărturisitorul și Nectare de Ghina Făcătorii de Mână, cu ale Sfinților Dreților Dumnezei și Părinților Acrișana și pentru ale tuturor Sfinților să ne miliască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitori. Amin. Acela se va mântui. Mulți, mulți dintre noi ne întrebăm dacă ceea ce trăim noi astăzi este sfârșitul lumii. Fraților creștini, sfârșitul lumii acestea și începutul unei alte lumi va fi și este atunci când va veni Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Se vor auzi trâmbețele îngerilor, luna, stelele și soarele vor cădea, pe cer se va arăta semnul Sfintei Cruci alcătuit din stele și va veni Mântuitorul. Morții vor învia, va avea loc judecata cea înfricoșătoare, judecata de apoi, și atunci putem spune că iată s-a sfârșit lumea aceasta. Sfârșitul lumii acestea înseamnă începutul unei lumi noi. Dar lumea aceasta nouă care începe va avea în ea pe oameni înviați și cei care nu au apucat să moară vor avea trupuri neschimbate, dar acești oameni vor fi în două stări. Unii vor fi în împărăția lui Dumnezeu cea veșnică, trăind în dragostea infinită a lui Dumnezeu, uniți cu Dumnezeu, prin har, iar alții vor trăi în întuneric, depărtați de Dumnezeu, fără a simți dragostea lui Dumnezeu, ci însingurați în durere, într-o scrâșnire a dinților. Acest lucru ne este nou revelat, descoperit de Dumnezeu în Sfânta Scriptură și descoperit prin Sfinți de-a lungul istoriei Bisericii. Deci acest lucru ne este descoperit. Ceea ce trăim noi astăzi, în schimb, este sau sunt vremurile dinainte de acest sfârșit. Bine veți spune, frățile voastre, că de fapt,
De când Mântuitorul s-a înălțat la ceruri și s-a coborât Duhul Sfânt, creștinii așteptau sfârșitul lumii. Îl așteptau pe Mântuitorul. Și așa este. Chiar din scrierile Sfinților Apostoli, a părinților din perioada timpurie a Bisericii, se simte acest lucru, că ei așteptau venirea Mântuitorului cât mai repede și o doreau. Chiar când Mântuitorul era în mijlocul lor, vă aduceți aminte de câteva ori ucenicii întrebau și când vor fi acestea? Când Mântuitorul le prorocea despre sfârșitul lui. Fraților creștini, aceasta a doua venire a Mântuitorului este precedată de niște semne. Sigur, unii poate ezită să spună că vremurile care trăim noi astăzi sunt vremurile imediat destul de aproape de sfârșitul lumii. În schimb, eu personal am atras atenția de mai multe ori înainte de pandemia aceasta că ceea ce se întâmplă în lume, dar mai ales și aici este foarte important ceea ce se întâmplă în comunitățile de creștini. Deci cei care știu bine pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, se știu învățătura. Cei care fac parte din biserică, cei care au fost botezați. Deci ceea ce se întâmplă arată că sfârșitul nu este departe. Și astăzi vreau să vă arăt câteva din aceste lucruri care pe mine personal m-a făcut să cred că nu este departe sfârșitul și de aceea m-a făcut că atunci când a început să izbucnească ce s-a întâmplat din 2019 încoace, să-mi certifice mie personal că într-adevăr ceea ce am crezut este adevărat. Vedeți, iubiților credincioși, noi creștini suntem chemați de Mântuitorul a fi oameni duhovnicești. A fi oameni care nu trebuie să trăim pentru lumea aceasta, ci noi trebuie să trăim pentru Dumnezeu. De aceea, având aceasta în minte, viața noastră ar trebui să aibă un anumit parcurs. Mintea noastră de creștin trebuie să fie construită într-un anumit fel, să gândească într-un anumit mod, într-un mod duhovnicesc de gândire. Iar toate aceste lucruri, modul de a gândi și viața noastră trebuie să se reflecte și în afară și astfel noi să ne putem numi cu drag că suntem creștini. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că în ultimii zeci de ani, mai ales după Revoluție, dar în mod special după ce a apărut internetul, dar și înainte chiar, când era televiziunea în top, să zic, viața creștinilor a început să se schimbe. Și mă refer nu numai la viața creștinilor care trăiesc în lume, ci și viața celor care trăiesc în mănăstiri. Vorbesc în general viața creștină. Iar această schimbare nu a fost și nu este într-un sens bun. Această schimbare este o schimbare profundă și iubiților credincioși, de-a lungul istoriei Bisericii, au fost momente când oamenii, într-un mod mai deosebit, au alunecat în păcate. Dar la nivelul la care s-a ajuns acum, la nivelul la care s-a modificat și se modifică modul de a gândi a oamenilor și se reflectă și modul de a trăi, n-a fost niciodată. De altă parte, în cărțile, în Sfânta Scriptură și în cărțile care ne descriu despre timpurile dinaintea venirii Mântuitorului, a doua venire a Mântuitorului,
Ni se dau indicii care se potrivesc, se suprapun perfect cu ceea ce am trăit și trăim noi în zilele de azi. Și care sunt acestea? Vă dau câteva. Ni se spune că spre sfârșitul lumii oamenii vor deveni din ce în ce mai lacomi. Lacomi după mâncare, lacomi după băutură, lacomi după distracții, lacomi după bani și averi. Oare nu am văzut cu ochii noștri această transformare? Lăcomia aceasta la ce a dus și la ce duce? Duce într-un mod subtil la distrugerea dragostei dintre oameni. Fiindcă așa a apărut invidia. O concurență nesăbuită în sensul rău între oameni. O răcire a relațiilor dintre oameni. Un alt semnal, iubiților credincioși, care ne arată că trăim cu adevărat clipele acestea dinainte de venirea la Doamnă pe Domnul nostru Iisus Hristos. Este faptul că desfrâul a ajuns la niște cote foarte înalte, dacă pot să mă exprim așa. De neînchipuit. Veți spune foarte bine cei care au studiat toată istoria, care știți un pic ce înseamnă lumea păgână dinaintea venirii creștinismului. Într-adevăr, iubiților credincioși, înainte de a veni Mântuitorul, de a se naște Mântuitorul, lumea, în afară de poporul evreu, era o lume condusă de diavol. Era o lume scufundată în păgânism, prin care oamenii au ajuns, din punct de vedere al desfrâului, să facă păcate foarte mari și grele, animalice, dar nici animalice nu pot urmi. Și au ajuns până acolo că se le facă la nivel de religie. Vă dați seama ce bătaie de joc a diavolului era acest lucru. Prin care oamenii au înșelat spunând că ei curvin, prea curvin, făcând de versuri și așa mai departe, de fapt slujesc astfel lui Dumnezeu sau zeilor. E adevărat că așa a fost. Dar astăzi s-a ajuns, iubiților credincioși, ca numai oamenii maturi să facă astfel de păcate. A ajuns să se infecteze și mintea copiilor. Și văzând ceea ce se întâmplă, cum mințele copiilor sunt luate de mici și infectate cu patima aceasta de desfrâului, sub toate formele, cum să nu realizez că viitorul de mâine, care sunt copiii și sunt în așa fel infectați, atunci să-ți dai seama că iată ceea ce e descris în Sfintele Scripturi și se spune că desfrâul acesta va cuprinde lumea întreagă în brațele ei. Chiar de multe ori mă gândeam la aceste lucruri de mult și nu dădeam seama cum. Și odată ce am văzut internetul și văzând cum își pune amprenta pe oameni, dar mai mult decât atât, văzând cum acest internet prin telefoane a ajuns să fie în mâna a majorității oamenilor și a copiilor, am văzut eu personal împlinirea acestei prorocii. Cum a prins mințile oamenilor prin desfânt. Un alt semn, iubiților credincioși, că trăim aceste vremuri de sfârșit, este că spre sfârșit teama, frica, teroarea vor ajunge să fie un dat al oamenilor pe pământ. Bucuria, pacea, răbdarea, acestea încet încet se vor diminua. Eu acum vorbesc fraților creștini numai în general la oamenilor pe glob, dar le subliniez în mod special în rândul creștinilor pentru care n-ar trebui să fie aceste lucruri. Sau cel puțin ele să fie doar ca ispite din exterior și chiar dacă poate unul cade să se ridice, nu să devină un dat
Adică pur și simplu să trăiesc această stare aproape ca o obișnuință. Da, iubiților credincioși, mai mult decât atât, dacă înainte oamenii creștini aveau în interiorul lor frica de Dumnezeu, aveau un respect față de Dumnezeu, iată că din ce în ce mai mulți cad într-o indiferență legată de Dumnezeu. Într-un fel de nepăsare la început. Da, există Dumnezeu acolo, eu sunt aici în lumea asta. Asta am observat de câțiva ani în face, zeci de ani, în 20-30 de ani acest lucru. Oamenii dacă trăiesc cu un creștinism, nu mă refer la toți, dar majoritatea, un creștinism superficial. Nu un creștinism care să ardă în tine. Nu un creștinism pentru care să te doară că azi nu ai putut să te închini lui Dumnezeu. Oamenii foarte ușor lasă că azi nu m-am putut ruga, azi am fost ocupat. Oameni care nu mai trăiesc viața lor de zi cu zi prin Dumnezeu. Am mai spus eu de multe ori în predici că este un mod diferit de a vedea viața. Unii o văd viața așa ca un harbuz împărțit în felii. Și una este serviciu, una este familia, una este tare, una este tare. Și una din ele este și credința. Este un mod fals de a vedea viața, nu este modul cel adevărat. Ci toată viața noastră, toate activitățile noastre trebuie să le vedem prin credință. Ele sunt bazate pe credință. Dacă nu vedem viața așa, atunci nu trăim o viață de creștin. Și când mergem la servici, și cum relaționăm cu cei de la servici, și când vinem acasă, și cum relaționăm cu cei de acasă, și când mergem la o distracție, tot creștini suntem. Și când mergem la biserică, tot creștini suntem. Vedeți? De-aia, de multe ori, și cu durere o spun, atunci când vii la biserică, vii îmbrăcat cu o anumită îmbrăcăminte, te porți poate într-un anumit fel mai atent, după care când pleci, se schimbă lucrurile acestea. Mă îmbrac altfel, mă port altfel, deși eu tot creștin sunt. Când am dat drumul la slujbă, prima oară la Orăștie, în Ardeal, județul Hunedoara, m-am dus la prima slujbă, mergând pe străduțele din oraș, am văzut tineri și tinere care aveau capul acoperit, baticul, și mergeau la o adunare, erau sectanți. Deci ei și pe stradă purtau capul acoperit. Și atunci am adorat. Știind că din creștinii noștri mulți nu mai respectă acest lucru. Când eram mic, copilărie și mergeam la mărturisit la Părintele Nicolae la Rădășeni, și vedeam cât de sever era și spunea femeile care au purtat pantaloni nu cumva să se împărtășească. L-am judecat, recunosc în mintea mea, dar doar atât pentru că au purtat pantaloni să nu le împărtășești, mă gândeam că era la liceu. Mai târziu, iubiților credincioși, mai ales după ce am ajuns și după unul, mi-am dat seama că l-am judecat greșit. Când am văzut cum se mulțește desfrâul, când am văzut cât efort fac partea feminină să se îmbrace ca să atragă mințile bărbaților, cât de mult profită cei care vor să conducă lumea aceasta, conduși de diavolul, de moda aceasta ca să le schimbe mintea la oameni. Atunci când am văzut că începe să crească homosexualitatea în rândul creștinilor, nu mai zic perversiune, că așa întâi cu perversiune. Și apoi, iată, deja apar cazuri de homosexualitate. Deci, dacă e așa ce se întâmplă, ce s-a întâmplat în urmă de zeci de ani,
Îți dai seama că și crește vertiginos. Lucrul acesta nu poate merge la sfârșit. Și citind în Sfânta Scriptură, vedem că Dumnezeu nu lasă lucrurile acestea la întâmplare. Ci cândva trebuie să le oprească dacă omul nu se întoarce din calea aceasta pe zeu. Și aduceți-vă aminte de Sodoma și Gomora. Cu alte cuvinte, lucrurile care țineau de învățăturile bisericii, lucrurile care țineau de învățăturile acestea pe care Dumnezeu, ca un tată, ne le-a transmis nouă, să le respectăm, știind că acestea sunt spre binele sufletesc al nostru. Noi, oamenii, fiind luați de valul lumii acestea, le-am lăsat, le-am ignorat, le-am considerat la un moment dat că sunt lucruri mici. Dar nu uitați ce spun Sfinții Părinți, că dacă azi lași un lucru mic, mâine vei lăsa mai mult. Într-adevăr, iubiților religioși, cuvintele din Sfintele Scripturi, cuvintele din Scripturile Sfinților Părinți Purtători de Duh, sunt cuvinte dumnezeiești. Și așa cum a spus Mântuitorul, chiar dacă lumea aceasta va trece, acele cuvinte nu vor trece. Și toate se vor împlini. Multe sunt lucrurile care ne arată că trăim începutul sfârșitului, dacă vreți. Un alt lucru care vă rog frumos să fiți atenți la el într-un mod deosebit, este acesta. Răcirea dragostei dintre oameni. Spune o pildă că întreabă cineva pe un părinte când va fi sfârșitul. Și părintele îi spune, atunci când nu vei mai vedea cărare între casă, atunci să știi că va fi sfârșit. De ce? Înseamnă că s-a răcit dragostea între oameni. Și într-adevăr, dragostea între oameni se răcește pe zi ce trece. Se răcește, dragii mei, chiar dragostea între soți. Se răcește dragostea între părinți și copii, între copii și părinți. Se răcește dragostea între neamuri. Se răcește dragostea dintre oameni unui popor. Se răcește cu adevărat dragostea între oameni de oameni. Și dacă Mântuitorul ne-a spus că atunci când nu va mai fi dragoste între oameni, sau dragoste se va răci, atunci este sfârșit. Fiindcă Dumnezeu este iubire și Dumnezeu l-a creat pe om. Și l-a creat pe om ca să iubească pe Dumnezeu și pe aproape de lui. Știți prea bine cum a spus, toată legea în aceasta stă. De ce? Sau cum ne dăm seama că se răcește iubirea? Este foarte simplu. Uitați-vă, fraților creștini, la numărul divorțurilor care este. Este o explozie de familii în care în familii destrămate. Uitați-vă la copii și veți vedea cum la un moment dat se răcesc față de părinți. De ce? Fiindcă copiii sunt educați în a fi legați de lucrurile lor. Fiindcă copiii sunt alimentați cu o mândrie de a avea și neputând părinții de multe să vedea, atunci ei încep să-i urască, să-i judece, să-i condamne. Că eu nu am, că de ce m-ai făcut? Chiar iubiților credincioși și eu am rămas uimit niște fii de-a mei bărucești care îi cresc de mici, au ajuns acum să le reproșeze părinților. Voi sunteți datori să ne puteți în școală. Voi trebuie să ne dați bani. Voi trebuie... Și nu sunt proști, deci sunt inteligenți, dar nu înțeleți. Cu alte cuvinte, și la un moment dat spunea așa, de ce mi-ați făcut? De ce m-ați mai făcut dacă nu aveți capacitatea, posibilitatea de a mă ține într-o școală, de a-mi da mașină, etc., etc. În loc să mulțumești că ai părinți, că nu ești orfan, că nu ești pe bună, că îți oferă atât cum pot ei, dar îți oferă cu dragoste. Nu. Ei nu mai țin dragoste în față de părinți. Ei vor să aibă material. De ce? Ca să poată să arate celor din jur. Din cauza mândriei.
modul de a gândi al lor, iată cum este schimbat într-un mod creștinesc, un mod în care ești învățat de mic să-ți respecti părinții, fiindcă bine îți va fi, spune Dumnezeu, prin înțeleptul Solomon, ajung să urască părinții, fiindcă nu pot să le dea. Dragostea, iubiților credincioși, între neam și știm prea bine câte procese sunt din cauza unei bucăți de pământ, din cauza lucrurilor materiale. Cu adevărat, dragostea s-a răcit și se răcește în continuare. Ce este de făcut? Este tocmai de a nu lăsa să se întâmple lucrurile acestea în viața noastră. Foarte frumos ați ascultat azi la Apostol, zis de Sfântul Apostol Pavel, care spune așa, fraților, lupta noastră pe pământ nu este împotriva cărnii. Adică, poate că noi nu luptăm împotriva trupului nostru, ci lupta noastră este împotriva începătorilor, stăpânilor, domnilor lumea acestea, referindu-se la cetele diavolești. Și spune Sfântul Apostol Pavel, ca să luptați cu ele, stați drept. Îmbrăcați-vă. Și aici începe Sfântul Apostol să facă o comparație cu un soldat roman, care atunci când se pregătea de luptă, își lua o platoșă, o armură, își lua coif, se încingea cu brân, își lua jambiere la picior, își lua sandale, își lua o pavăză, un scut mare, și arme, și pleca la luptă. Și Sfântul Apostol Pavel spune la fel, noi avem de dus, de fapt, o luptă. Cu cine? Cu diavolul. Și luați armele ca să puteți lupta. Și spune care sunt aceste arme. Și spune că este adevărul, credința, dreptatea, dragostea, milostenia, facerea de bine. Avântul acestea, diavolul nu mai are putere asupra noastră. Iubiților credincioși, să știți că nu vă luați după ce spune lumea în general, că ceea ce s-a întâmplat, de exemplu, lumea asta, este ceva la întâmplare și trecător. Nu. Este foarte bine programat și are un scop precis. Și scopul acesta este ca să pună mâna pe oameni, atât fizic, să-i poată supraveghea și coruna, dar mai ales din punct de vedere al minții, al gândirii, de a-i formata, de a-i forma și de a-l ghida mental. Să știți, iubiților credincioși, că acest lucru se întâmplă. Se întâmplă în mod real și se va accentua în zilele care urmează. Omul va deveni un sclav, cel care își va supune dumazul conducătorului acestei lumi. Numai cel care va fi creștin cu adevărat, cel care va avea curajul să stea în fața acestor lucruri, acela nu va fi pecetuit de Antichrist. Pentru aceasta, noi trebuie să avem grijă la viețile noastre. Atât cei din lume, cât și cei din mănăstire. Spun și cei din mănăstire, fiindcă capul aici într-o mănăstire, una din cele mai mari mănăstiri de ale noastre din România. Noi, iubiților credincioși, am slăbit, am cedat, dar trebuie să ne întoarcem. Este o durere să vezi biserici atât de frumoase, încălzite cu atâta efort, pus marmură pe jos, ca tapetele minunate și sculpturi, cântări la strană deosebite. Și când este priveghere, să vezi doar câțiva bătrâni care vin la slujbă. Anul trecut, dacă nu mă știu, am ajuns să văd pentru prima oară o fotografie cu biserica care a fost dărâmată de jandarmi de la Cucova. Știți că acum, de mănăstirea la Cucova,
perioada interbelică a fost acolo mănăstiri. Făcută de creștini de acolo, care au ținut pe vechi, care nu s-au schimbat calendarul. Acolo acea bisericuță era făcută din lăturoaie. Știți ce înseamnă lăturoaie? Înseamnă că tai un buștean, cad marginea acelea neregulate. Atât de săraci erau oamenii și au putut. Și au făcut o biserică din acele lăturoaie. Au bătut lăturoaie unul lângă altul, ca tapeteazma din lăturoaie, iconostasele erau din lăturoaie, icoane, cum au putut cei găsi și poate ce au putut să picteze, cum au putut. Așa era biserica de la Cucova de atunci. Și am văzut și o imagine cu creștinii fotografiați de atunci. Oameni săraci, simpli. Dar credința lor a fost atât de puternică. Rugăciunea care o făceau ei atât de înaltă în fața lui Dumnezeu. Încât atunci când au venit jandarmii să-i dea afară, ei au pus mâna pe icoane și împreună cu părinții de acolo, creștinii au ieșit cu icoana în fața puștilor. Și când s-a tras, nu s-au lăsat jos. Atâta putere de mucenic. Vă dați seama, iubiților credincioși, ce minune a făcut Dumnezeu cu oamenii aceia de atunci. Dar meritau. Reîntorcându-le la noi astăzi, cât de comozi am devenit. Cât de superficial ne rugăm. Uitați-vă la lumea aceasta. Și este bine că a început și prinde, mulți spune că n-aș vrea să prinde sfârșitul, sau vremea sfârșitului. Este bine, fraților, să prindem acest sfârșit. Fiindcă mai e o șansă de a ne trezi conștiințele. La mulți și-au pus nădejdea în lumea aceasta. Că o să facă, o să dreagă, o să ajungă. Iată ce este lumea aceasta. Într-o clipă dispar toate. Nu. Nădejdea noastră trebuie să fie tot timpul la Dumnezeu. Și dacă nădejdea noastră este la Dumnezeu, atunci, iubiților credincioși, noi vom ști să ne folosim timpul în a-L chema pe Dumnezeu. În a-L asculta pe Dumnezeu. Faceți în așa fel încât să reduceți timpul frăților voastre de a sta la televizor și la internet, la minimum. În schimb, încercați ca timpul alocat studierii Cuvântului Lui Dumnezeu să fie mai mare. Cât mai mare. Timpul alocat în a aprofunda cuvintele Lui Dumnezeu. Citiți, iubiților credincioși, cum a lucrat Dumnezeu cu poporul evreu. Că așa vom ști ce avem de făcut noi în zilele acestea. Citiți, iubiților credincioși, ce înseamnă să nu-L asculți pe Dumnezeu. Și vă aduc aminte din Sfânta Scriptură, din Vechiul Testament, de Samson și Dalila. Știți că Samson și-a luat jurământul acela de Nazireu. Adică un tânăr care a spus, eu închinat de mama lui, fiindcă s-a rugat mult și la bătrâneții i-a dat Dumnezeu pe Samson, mamei lui. Și mama a spus că îl voi dărui Dumnezeu. Și era un obicei la evrei, ca părinții, să-și dăruiască copilul, să slujească Dumnezeu pentru o perioadă de timp. După care, ca în lumea normală. Unii puteau să nu-și toată viața. Samson era nazireu și a făcut un legământ de nazireu. Să nu-și taie părul, să nu bea băutură, să nu se încurce cu partea femeiască. Mai ales partea femeiască străină de popor evreu. Dumnezeu l-a binecuvântat cu o forță ieșită din comun. Evreii atunci erau sub filisteni. Un popor războinic i-a cucerit cumva și au pus la muncă, i-au făcut sclav. Nemai putând suporta, s-au revoltat evreii. Dar erau tăiați și omorâți de către filisteni. Lui Samson Dumnezeu a dat o putere fantastică, încât un corp de armată a fost omorât de Samson cu o falcă de măgafă. Samson singur a băgat frica în oastea filisteană, încât aceștia nu mai îndrăzneau să vină.
Dar s-au gândit cum să facă, de unde este această putere. Și-au dat seama că nu este ceva firesc. Samson spunea, Domnul este puterea mea. Și am trimis-o pe Dalila, o fată desfrânată din poporul filistean, și aceasta a venit pe lângă el și la un moment dat Samson a căzut în păcat cu ea și a încălcat unul din voturile din Nazirea. Una din promisiunile făcute lui Dumnezeu. După care ea, încet, încet, tot insistând, a aflat și de păr, că nu are voie să-și taie părul, și a tăiat părul și atunci Dumnezeu a ridicat darul de la el și el n-a mai avut putere. A fost prins, i s-au scos ochii și băgat în închisoare. Iar acolo, când era ziua regelui filistean, era scos și a dus marele Samson în fața invitaților și ei își băteau joc de el. Dar acolo, în închisoare, Samson s-a rugat la Dumnezeu cu lacrimi și s-a pocăit pentru că nu l-a ascultat. Și odată când era ziua regelui, părul a crescut, Samson a venit acolo și casele filistenilor aveau doi stâlpi principali, cum ar fi cei doi stâlpi în spate, pe care era sprijinit acoperișul peste casă. Și s-a așezat între acei doi, ai cerut celor care duceau să-l pună pe cei doi stâlpi. Și s-a rugat la Dumnezeu, Doamne, iartă-mă că nu am ținut făgăduială. Și mai dă-mi odată puterea care am avut. Și atunci a simțit de la Dumnezeu că l-a iertat și a dat puterea aceasta. Și a prins cei doi stâlpi și a strâns până când au crăpat stâlpi și a căzut toată casa, tot acoperișul peste rege și peste invitații lui. Iubiților credincioși, această învățătură din istoria poporului evreu a rămas scrisă în Sfânta Scriptură tocmai să ne arată acest lucru. Când noi îl părăsim pe Dumnezeu prin faptele noastre, ne îndepărtăm de la El, pierdem puterea dumnezeiască. Dar totuși, când ne întoarcem, Dumnezeu ne binecuvântează. Eu cred că este evident, este timpul în care trebuie să ne întoarcem, să venim mult mai mult către Dumnezeu. Atât cei din lume, cât și cei din mănăstire. Să ne facem rânduielile care am promis lui Dumnezeu. Cei din lume care sunteți căsătoriți, ați făcut o făgăduială, soț și soție, țineți-o aceasta. Păstrați căsătoria curată. Scoateți cuvântul acesta din divorț, care nu există în biserică. N-ar trebui să existe. Și introduceți în locul acestui cuvânt crucea căsătoriei. Atunci când sunt neînțelegeți, sunteți chemați de Dumnezeu pentru a învăța răbdarea. Și ați arătat dragostea față de celălalt. Copiilor, Dumnezeu cere ca să respectăm și să ascultăm de părinți. Părinților, aveți grijă că atunci când creșteți pe copii, nu aveți datoria de a-i crește intelectual, ci de a-i crește pentru Împărăția lui Dumnezeu. Fiindcă am mai subliniat acest lucru, mulți dintre noi părinții am uitat acest lucru. Și ne-am aruncat într-o boană a crește copii, să ajungă ingineri, doctori și așa mai departe, dar am uitat să-i creștem să fie blând, să fie răbdător, să fie iertător, să fie plin de dragoste. Nu se exclud una pe alta. Dar când accentul pui pe partea aceasta din lumea aceasta, pierzi pe cea de partea domnicească, care îi pregătește pentru cer. Cei din mănăstiri, aduceți-vă aminte de jurământul făcut la călugărie. Jurământ care înseamnă trei lucruri foarte fundamentale. Sărăcia de bunăvoie, castitatea și ascultarea necondiționată. Acesta este jurământul când tocmai ca Samson care l-am făcut noi călugări. În zilele actuale, ce am făcut?
Sărăcia de bunăvoie, de multe ori am lăsat-o în spate. Și am încercat să avem cât mai mult. Castitatea care înseamnă nu numai castitatea trupului, ci castitatea minții. Aceasta, iarăși, a început să sufere chiar și în viața monahală. De ce? Fiindcă am permis ca lângă noi să apară telefonul, am permis ca în viața noastră lumea din exterior să intre mult, sau noi să intrăm mult în lumea exterioară. Și inevitabil, castitatea aceasta are de suferit. Lupta împotriva Duhului Destrului a devenit din ce în ce mai mare și mai greu. Ascultarea care naște smerenia, smerenia care este unul din cele mai prețioase diamante duhovnicești, aceasta de multe ori a rămas doar ceva la nivel de teorie. Și în loc să crească smerenia, a crescut mândria. A crescut ego personal. De aceea, cei din mănăstiri suntem chemați să venim iarăși la matca lăsată de Sfinții Părinți. Sfântul de astăzi, Sfântul Grigore, Sfântul Dimitrie Basarabov, a cărui moaște, iată, le avem la noi România, o binecuvântare pentru România, are o viață scurtă rămasă pentru noi. Nu avem multe detalii despre ea, dar ceea ce scrie în viața ea spune așa, că după ce el, fiind un păstor de animale, ați auzit, avea o viață frumoasă, curată, la un moment dat a vrut să mai mult. Și pentru aceasta s-a retras într-o pește unde era un măsit. Și spune și acolo, prin rugăciune, prin privegheri, prin posturi, el s-a desăvârșit în viața aceasta de a ajuns la nivelul Sfințenii. Aceasta este calea și a noastră a monahului. Iubiți cartea! Și asta o spun și pentru lume, fraților. Ați observat, eu am simțit-o la Sibiu, fiindcă mulți creștini, știind că eu strâng cărți, au început să-și aducă cărțile. Dar zic, dar de ce le dați? Păi nu mai are nevoie că avem internet, că avem internet. Totuși mai țineți, nu că mi-ocupă spațiu și așa. Vedeți acum cum acest internet îți trunchiază informații? Știți și va ajunge mai departe încât va scoate informațiile care celor care vor să conducă lumea nu le convin și va introduce doar informații care să te ducă la un mod de a gândi. Este un pericol fantastic. Cine ne-a dat puterea aceasta? Noi. Fiindcă n-am mai pus mâna pe o carte. Țin minte cu durere cât m-am luptat eu personal ca să facem o revistă la București și la Slătioara, Tradiția Ortodoxă și Catacombi la București. Cât am alergat să iau niște imprimante, să transformăm subsolurile în tipografie. Și într-o zi când am venit la București, zic, dar unde sunt revistele? Și ne-au spus, păi nu mai facem revista fizic, o rămânem online. De ce? Fiindcă nu mai eram interesat să o prindem. Și nu se mai merg. Atunci pe mine personal m-a durut. M-a durut fiindcă vedeți că am făcut astfel încât să devenim dependenți de acest internet, neglijând faptul că acest internet este în mâna unor oameni care nu vor bine lumii. Și atunci acești oameni sigur că îți vor da informațiile care vor ei. Chiar ieri mi-a spus un părinte la Sfătioară, că după ce a fost postată predica mea de la Zănești, la scurt timp a fost tăiată de pe internet și a anunțat că nu este conform, nu știu ce nu știu. După care au revenit cei care au postat-o și încă mai este. Dar așa se va ajunge. Nu vei mai putea citi niște informații care să fie, să ai acces la informațiile adevărate. Și vor fi informații prelucrate așa temporale. De aceea, și creștinilor, și monahilor, cu din toate inimile recomand să se întoarcă la cărți.
Mai mult decât atât, citind de pe internet, mintea omului se formează într-un anumit mod și acel mod, știți care este, este un mod superficial în care omul citește rapid, câte puțin, caută să dea repede, să prindă ideea și să încheie repede. Nu mai, mintea se formatează în așa fel încât iar nu mai ajunge să gândească profund. Pe când citind, luând o carte și citind și meditez la ceea ce citești. Ce a spus Sfântul cu tare? Lupta împotriva mândriei. Așa se face. Ia să văd. Eu aplic? Nu aplic? M-am lovit de acest lucru? Nu m-am lovit? Și începe o meditație care aceasta se rădăcinează. Pe când pe internet tot timpul e o goană, e o fugă, citești superficial și când tragi din el mic puțin. Astăzi, asta am vrut, iubiților credincioși, să vă spun. Da, eu cred că trăim vremurile dinainte de sfârșitul lumii. Dar vremurile cele aproape de acest sfârșit al lumii. Totodată ați observat că când spun sfârșitul lumii, când spun venirea Mântuitorului. Acest sfârșit al lumii nu înseamnă o distrugere a lumii, ci înseamnă venirea Mântuitorului. Scopul nostru este ca Mântuitorul să ne considere vrednici de împărăția Lui cea veșnică, care are la bază dragostea infinită lui Dumnezeu. Pentru acest lucru, dacă ne-l dorim, trebuie ca viața noastră aici pe Pământ, mai ales în timpul acestea, să fie o viață mai din ce în ce mai duhovnicească. Cu cât se înăspresc, cu cât devine din ce în ce mai grea viața aceasta în lume, în sensul patimilor, a păcatelor, cu atât noi trebuie să fim din ce în ce mai profunzi în viața duhovnicească. Creștinilor, țineți-vă de rânduielile bisericii. Căutați să îngrijiți dragostea dintre dumneavoastră. Dragoste bazată pe credința în Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Învățați ce înseamnă ucenicia. Fiți oameni luptători. Fiți oameni care iubesc postul. Fiți oameni, dragii mei, care să-și dorească să fie sfinți. Și la fel și viețuitorul din mănăstiri. Nu vă mai puneți nădejdea în lumea aceasta. Nu vă mai puneți nădejdea în lucrurile acestea care rămân. Căutați să vă îngrijiți de virtuțile sufletești. Dragostea, răbdarea, facerea de bine, milostenia și celelalte virtuți creștine. Și căutați cu o sârdie să le vedeți că acestea sunt de, se nasc, dacă sunt, cresc și fac rod. Să iubim, iubiților credincioși, să fim buni. Să iubim, să fim iertători. Să fie o durere atunci când te-ai certat cu cineva. Să nu poți dormi. Nu să nu poți dormi că n-am mașină de nu știu care, sau n-am casă de nu știu care, sau n-am haine. Aia este o himeră. Să nu poți dormi că azi am fost cu cineva rău, sau azi sunt cu cuvânt rău. Sau azi n-am avut răbdare până la sfârșit. Sau astăzi nu m-am rugat cu profunzie, ci m-am rugat în goană. Sau astăzi nu am citit din cuvintele lui Dumnezeu. Iubiților credincioși, atunci când mergeți la muncă, care sunteți la munca câmpului și astea, căutați să vă rugați, să vă gândiți la cuvintele Evangheliei. Și veți vedea cum Darul lui Dumnezeu lucrează și apare o pace. Apare o liniște. Și lumea, chiar dacă ar fi să fie în furtună și în flăcări, tu ești într-o pace, fiindcă ai o legătură cu Dumnezeu cel veșnic, care este dincolo de lumea aceasta. Sfântul Dimitrie Basarabov ne-a învățat și ne învață și El acest lucru. Dumnezeu să ne ajute, să ne rugăm unii pentru alții, să fim cu toți în împărăția Dumnezeu nostru, pentru că suntem toate slavă, cinstea și Dumnezeu a vieții voștri. Amin. Ce
fi interesat, să știți că am făcut o alegere la o alternativă la YouTube, se numește Rumble. După cum bine vedeți pe ecran, puteți căuta canalul de video Rejust 4U amânăda pe această platformă. Dacă aveți și opțiunea Channels, ca să știe să caute după canale de YouTube și nu după videouri. Vă puteți abona, vă puteți face cont dacă vreți, dacă nu, puteți să vedeți videourile direct și simplu aici. Platforma poate fi accesată folosind orice fel de browser, începând cu Tor până la Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge, sau puteți să vă instalați aplicația pe care vă pun la dispoziție în descrierea videourilor. Este un link unde puteți avea o aplicație pentru Android pe care o și folosesc, cu o anumită versiune de soft sau versiune de release. Așadar, dragilor, în cazul în care pică ceva pe canalul de YouTube, să știți că există o alternativă și acolo. Toate cele bune!